Cabinetul propus de Nicolae Ciucă a primit votul de încredere din partea Parlamentului României, obținând 318 voturi pentru și 126 împotrivă. Membrii guvernului au depus jurământul de credință în fața președintelui Klaus Iohannis aseară, care i-a felicitat pe cei prezenți pentru faptul că au depășit criza politică. Iohannis a mai declarat: "Criza politică s-a terminat, dar celelalte crize nu și nici problemele nu au dispărut, pandemia nu s-a terminat, criza energetică nu s-a terminat, capătă doar noi forme. Bugetul pe acest an va trebui rectificat, oamenii așteaptă plata salariilor și a pensiilor la timp, multe alte lucruri se cer rezolvate urgent. Pentru toate acestea e nevoie de un guvern solid cu o majoritate consistentă în Parlament. Acum există acest guvern." În ciuda multiplelor remarci acide din cadrul ședinței de plen de ieri, Nicolae Ciucă a subliniat faptul că membrii coaliției au trecut peste acele lucruri care îi separă și au găsit lucruri care îi unesc. Acum rămâne de văzut pentru cât timp va fi valabilă această atitudine.